Minerii din cadrul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului vor fi puși pe liber de la jumătatea lunii septembrie. Aceștia vor primi plățile compensatorii în valoare de 37.200 de lei, dar și salariile aferente lunii august. Conducerea unității anunță că se vor organiza cursuri de formare profesională încă de la începutul lunii viitoare. Suntem în discuții cu conducerile celor trei sucursale pentru ca acești oameni să fie foarte bine organizați, să poată să participe la acele cursuri de formare profesională, pentru că e vorba de o activitate continuă în care oamenii sunt pe patru schimburi, lucrează, cursurile se vor ține undeva după amiaza și va fi nevoie de o foarte bună organizare pentru ca aceste cursuri să poată fi desfășurate. Există numeroase domenii de formare pentru care au optat peste 400 de angajați din cadrul celor trei sucursale. Pentru această formare profesională au optat aceste persoane de la limbi străine, limba engleză, limba germană, expert accesare fonduri structurale, manager al sistemelor de managementul calității, electrician de suprafață, sudor de suprafață, meserii foarte bune și care sunt, se cer chiar și în turism, avem agent comercial, ghid montan, sunt meserii și o paletă foarte largă de meserii pentru că au reautat angajații noștri. Directorul societății a confirmat și finalizarea lucrărilor de echipare a batajului 433 de la Mina Petrila. După punerea la punct a ultimelor detalii tehnice, acesta va fi dat în folosință, urmând să preia o parte din angajații rămași fără locuri de muncă.